Bună ziua, dragii mei! Astăzi am vrut să profităm de câteva zile libere și să plecăm într-o mini-vacanță, așa că ne-am făcut curaj, ne-am urcat bagajul în mașină și am plecat. București până la Vulcanii Noroioși am avut de parcurs 145 de km. Din orașul Buzău am avut de parcurs aproximativ 17 km, drum pe DN10 spre Brașov, până în localitatea Sătuc, acolo unde am făcut dreapta spre Berca. Drumul s-a ramificat imediat după ce am traversat râul Buzău. Iar după aproximativ încă 10 km parcurși, am întâlnit un indicator care ne-a anunțat că mai avem 5 km de parcurs până la Vulcanii Noroioși și Pâclele Mari. Vulcanii Noroioși sunt asemenea unor movile conice, unor pâlnii cu vârful în sus, care se formează la suprafața Pământului prin erupția gazelor naturale ce își curesc un drum de la adâncimi de aproximativ 3000 de metri spre suprafața Pământului, într-un strat argilos în combinație cu pânza freatică. Erupția unor astfel de vulcani formează la suprafață conuri prin întărirea noroiului ce intră în contact cu aerul. Noroiul este foarte lichid, motiv pentru care conurile care se ridică au o înălțime extrem de mică. Noroiul din vulcan este împins în permanență de gazele naturale spre gura vulcanilor, de acolo de unde se prelinge pe versanții acestora. Prețul biletului este 1 leu pentru elevi, 2 lei pentru studenți și 4 lei pentru adulți, dar este foarte bine de știut că în zilele ploioase accesul nu este permis. Cam atât și cu Vulcanii Noroioși, așa că rămâneți lângă noi pentru următoarea destinație.